Pe scurt, m-am uitat la un horror. Era vineri, am venit de la școală, sau mai bine zis, am înviat după școală, căci după 12 lecții mă simt scurs ca o lămâie. Aveam dispoziție doar că astăzi e ziua mea preferată, vineri, dar asta înseamnă două zile de odihnă. Foarte cool. Trebuie să mă gândesc ce să fac acum, deoarece am foarte mult timp. Burta mi-a amintit că oamenii mănâncă. Am mers la bucătărie să caut ceva de mâncat. În afară de un castraveț, nu am găsit nimic. Dar nu e o problemă de război, că îmi plac castraveții. Lasă la dacă îți plac și ție. După ce am mâncat cel mai gustos castraveț, am primit un mesaj de la un număr necunoscut. What the fuck? Necunoscutul mi-a propus să mă uit la un film. De ce nu? Poate. Oricum am foarte mult timp liber. Poate să privești și un film, dar pentru film sănătos trebuie mâncare. Am găsit un alt castraveț, l-am tăiat, dar înainte să privești filmul mergem să facem treaba mare. Nu vrem să facem în pantalonaș. După ce am făcut toate lucrurile serioase, m-am reîntors în cameră. Am început să caut filmul propus de necunoscut. Până la sfârșit am găsit film. Era un film horror. Pentru să nu-mi fie frică, m-am învelit într-o pătură. Am dat play, am privit un minut, 5 minute, 10 minute. A venit momentul de frică. Am ieșit din full ecran, să nu-mi fie atât de frică. Și ăsta e horror. Deloc nu m-am speriat, dar nu știu din ce cauză în cameră a apărut un miros neplăcut, ca din toaleta școlară. M-am uitat la pantaloni, au devenit umizi. Oh, iarăși am transpirat. Am obosit de la transpirație excesivă. Nici nu aveți idee. Repede m-am schimbat, după am continuat să privesc filmul. 5 minute, 10 minute, 15 minute. La un moment din bucătărie se aude mama. Fiule, vină până la mine. Oh, mama m-a chemat la bucătărie, la cel mai interesant moment din film, ca de obicei. Am pus pauză și am vrut să merg la mama. La un moment sună telefonul. Mama mă sună, eu am răspuns. Te-am auzit, deja vin la bucătărie. Tică m-ai auzit, unde să vii? Eu te-am sunat să-ți spun că am plecat acum 2 ore și nu știu când o să ajung acasă. Hai, pa, fiule. Stop, dacă mama nu e acasă, atunci și nu-i la bucătărie. Pe scurt, m-am uitat la un horror. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm 5.000 de like-uri și nu uitați să scrieți în comentarii care a fost ultimul film horror pe care l-ați văzut. Și nu uitați că eu postez luni, miercuri și vineri, așa că ne vom vedea luni.